Un milion de români au ales educația financiară de la BCR și sunt mai încrezători când aleg să pună banii în mișcare. Emisiune sponsorizată de BCR pentru o Românie inteligentă financiar. Salutare, dragilor, bine ați venit la Banii Mișcare. Continuăm să vorbim despre protecția datelor și a banilor noștri alături de invitatul nostru, Gabriela Folcuț, director executiv ARB. Gabriela, mă bucur că continuăm pentru că am abordat în emisiunea precedentă subiectul investițiilor păguboase false cu deepfake-uri și cum le putem găsi. Încă o dată, siguranțaonline.ro și Direcția Națională Securitate Cibernetică, DNSC.ro, foarte multe resurse și bune practici. Aș vrea în cele ce urmează să vorbim și despre tentativa unor hoți de a ne fura datele de pe card, față verso. Care sunt ultimele tendințe și cum să le observăm în practică? Ce se mai întâmplă? În momentul de față, cele mai răspândite tipologii de fraude sunt phishing-ul, adică culegerea de date sub orice formă, și fraudele pe investiții. Uh-huh. Vorbim acum de phishing. Sunt mai multe metodologii prin care răufăcătorii încearcă să intre în posesia datelor, fie de pe fața și spatele cardului nostru, fie de acces la internet sau mobile banking, username și parola. Ce tehnici se folosesc ca să știe oamenii să se ferească, să fie vigilenți? Spre exemplu, ni se întâmplă să primim un e-mail care pare a fi de la bancă, dar nu este. Acolo ni se solicită să actualizăm datele personale, altfel ni se închide contul. Într-adevăr, există o lege în spate, dacă nu actualizăm datele la bancă, datele personale, riscăm să ni se închidă contul. Deci, dar trebuie să știm că niciodată să știm. O bancă nu va solicita actualizarea datelor de această manieră. Actualizarea datelor personale se face în sistemul băncii, fie internet banking, fie mobile banking, fie față în față cu funcționarul bancar. Deci noi avem deja aplicația bancară, că suntem clienți, ar trebui ca acolo să primim o notificare, să ni se spună să actualizăm și în aplicație să facem treaba asta sau să ne cheme la bancă și să mergem în persoană. Niciodată nu pe e-mail. Niciodată pe linkul acela provenit pe e-mail, pe WhatsApp sau orice alt canal de comunicare. Da. Nu trebuie să dăm niciodată datele de pe fața și spatele cardului și aici mă refer la numele nostru, la data de expirare a cardului, la numărul cardului, iar pe spate avem un cod de securitate format din 3 cifre. Niciodată. CVV-ul, aceste date nu se dau niciodată în nicio situație. Le vom folosi doar noi în situația în care facem plăți online pe site-uri securizate și niciodată când suntem conectați la rețele Wi-Fi publice. De asemenea, nu trebuie să cedăm impulsului de moment să dăm datele legate de username și parolă la internet banking sau mobile banking, pentru că riscăm să ne pierdem banii din cont. Mai ales dacă suntem tentați cu un premiu de cele mai multe ori sau întotdeauna fals, pentru că chiar săptămâna trecută am primit un e-mail pe adresa unei companii unde sunt membru în Consiliul de Administrație și mi se spunea că sunt fericitul câștigător al unei loterii. Păi, o dată, n-am participat niciodată și, doi, cardul meu e un instrument de plată, nu de încasare. Și atunci e un principiu sănătos, trebuie să fim conștienți că folosesc cardul când vreau să fac eu o plată, să-mi introduc datele cardului când fac o plată online, nu ca să încasez ceva când primesc un mail de la o persoană pe care nu o cunosc. Chiar dacă am observat, Gabriela, sunt foarte din ce în ce mai perfecționate aceste tehnici, mi-au folosit numele complet cu o adresare foarte în limba română, într-o limbă corectă. Adică pe vremuri se mai făceau greșeli gramaticale, te prindeai că e ceva dubios. Foarte bine punctat, pentru că trebuie să știm atunci când trebuie să încasăm bani, trebuie să dăm IBAN-ul, acel număr format din atât cifre cât și litere, format atât din cifre cât și litere, dar în situația în care noi trebuie să facem plăți pe internet, ne rezumăm strict la datele de pe fața și spatele cardului și eventual un SMS ca dublă măsură de autentificare. Dar niciodată aceste date nu trebuie date nimănui. Exact. Nici pentru linia de conexiune la internet și cea pe care o să o folosim să fie sigură. De exemplu, eu când sunt în aeroport și vreau să lucrez pe laptop și îmi trebuie internet, îmi fac hotspot de pe telefonul meu, de pe linia mea, nu, deși am un Wi-Fi gratuit în aeroport, pentru că acolo, în acel moment, se pot conecta alții care, dacă mă văd și mă recunosc, sau indiferent,
văd că, nu știu, sunt mai bine îmbrăcat sau sunt un om care ar putea să aibă o situație financiară peste medie și este o posibilă victimă care să-i furăm datele și prin date apoi să-i furăm banii. Foarte important pentru toți cei care ne urmăresc, siguranțaonline.ro este site-ul de unde culeg toate informațiile de care au nevoie să fie în siguranță. La fel, acolo avem și cursuri pentru formare atât a elevilor cât și a adulților. Siguranța banilor pe internet o găsiți acolo. Asta mi-a plăcut foarte mult pentru că mereu recomand părinților să le facă carduri copiilor de la 14 ani să se obișnuiască cu lumea financiar-bancară, dar în condiții de siguranță și cursurile de pe site-ul siguranțaonline.ro chiar sunt foarte interesante și practice. Mulțumim, Gabriela Folcuț, cu mare drag și, dragilor, sunt convins că vă ajută toate aceste sfaturi și bune practici. Nu uitați, țineți aproape, banii sunt întotdeauna în mișcare. Ai urmărit Banii în mișcare. Să fii mai încrezător în alegerile tale financiare. Emisiune sponsorizată de BCR. Pentru o Românie inteligentă financiar.